Bună ziua, sunteți pe Istorim TV, iar noi suntem în acest moment alături de domnul Cristian Bălănică, director general al Piraeus Insurance Broker, o importantă companie de brokeraj de pe piața românească de asigurări. Bună ziua, domnule Bălănică! Bună ziua! Vă propun să vorbim puțin și despre compania pe care o conduceți, despre Piraeus Insurance Broker. Zvonurile spun în acest moment că aveți două proiecte foarte interesante și aș putea spune chiar unice pentru piața noastră. Puteți să ne dați câteva detalii? O să încerc să fiu cât se poate de explicit la modul general, dacă se poate spune așa. Da, sunt proiecte unice, nu știu cât de interesante vor părea pieței. Sunt proiecte în desfășurare cu parteneri care dețin rețele de retail. Eu încă o dată mizez și pariez pe acest segment de retail pentru că în continuare poate el a fost cândva în atenția celor din industria noastră, însă în ultima vreme a fost lăsat ca și prioritate mai în urma, eu știu, a necesităților. Retailul va reprezenta în continuare o bază foarte importantă și un canal important de subscriere, de intermediere. Oamenii întotdeauna vor avea nevoie de asigurare diferite, dar acum ne referim strict la aceste obligativități existente în momentul de față, RCA-ul și asigurarea obligatorie a locuinței. Prin asocierea cu acești doi parteneri importanți, Piraeus Insurance Broker n-a făcut decât să își lărgească canalul de vânzare și de a încerca să fie cât mai apropiat de clientul pe care îl reprezintă. Dacă ne referim la proiectul Micro, este un concept modern, magazinele sunt standard, au anumită dotare, sunt în general în proximitatea clientului, întotdeauna pot fi, clientul poate accesa foarte ușor acest magazin pentru că, eu știu, se află la parterul blocului sau în imediată vecinitate. Programul de lucru este destul de important între ora 7 și 11 seara, deci acoperim o plajă foarte importantă a zilei. Și prin acest canal de vânzare vom încerca să promovăm asigurările în general obligatorie, RCA, spuneam, asigurarea obligatorie a locuinței, cât și asigurarea medicală de călătorie. Deci veți merge pe trei clase în principiu. Pe trei clase în principiu. Sistemul poate că este inovativ din punctul de vedere al operativității și al timpului de emitere a unei asigurări. Astfel că niciun client nu va aștepta mai mult de 3 minute până când, de când și-a exprimat opțiunea în achiziționa o asigurare și până când a plecat cu asigurarea din magazin. Celălalt proiect este vorba despre parteneriatul cu Vodafone, unde încercăm să ne adresăm unui bazin foarte mare de clienți într-un termen foarte scurt. Știți că obligativitatea de a avea o asigurare de locuință va începe cu 15 iulie. Va fi o acțiune de promovare prin SMS. Clienții care vor dori să achiziționeze o astfel de asigurare vor da un reply la acel SMS și din momentul acela call center-ul Piraeus Broker nu face altceva decât să emită asigurarea și în același timp să îndrume clientul către cea mai apropiată sucursală Piraeus Bank din vecinătatea locuinței lui.